Bun găsit, sunt Carmen Avram. A trecut un an de la adoptarea noului cod silvic și de la ultima anchetă în premieră despre jaful din Munții Noștri, dar în codul românesc nicio adiere nu tulbură liniștea celor care defrișează ilegal pentru a furniza materie primă companiei Schweighofer. Și în timp ce businessul autohton moare câte puțin în fiecare zi, austriecii par să o ducă foarte bine, pentru că se extind agresiv spre Ucraina. Acolo însă au parte de un comitet de primire special, oameni antrenați și hotărâți în stare de aproape orice pentru a opri defrișările masive. Noi nu avem astfel de miliții, dar în ultima vreme par să fi prins curaj oameni care au făcut afaceri cu Schweighofer și care au decis să vorbească. Mărturiile lor dau o nouă dimensiune businessului din pădure și arată de câtă protecție se bucură hoții de lemn. De hectare de pădure, o suprafață egală cu cea a Bucureștiului, dispărută din munții României. Peste 2 milioane de metri cubi de buștean românesc, echivalentul la 100 de blocuri cu 10 etaje, tocate în malaxoarele Schweighofer. Aproximativ 420 de milioane de euro, cifră de afaceri pentru cele 5 fabrici ale companiei austriece. Așa arată bilanțul anului scurs de la difuzarea ultimei noastre anchete despre păduri. Iar dacă adăugăm aceste cifre la cele 400 de mii de hectare tăiate ilegal în peste un deceniu prin diverse trucuri, dimensiunea dezastrului devine amețitoare. Și nu ne oprim aici, numărătoarea continuă, pentru că în Munții Noștri legea nu vrea să ajungă. Din 2003, de când Schweighofer a descins în România, statul a fost orb la acuzațiile aduse companiei și partenerilor ei. Iar în acești 13 ani, în care pădurile țării au fost puse la pământ cu complicitatea unor oficiali români, n-a plătit decât un singur om. Acesta este jaful făcut de echipele de la Holz Industries Schweighofer. Au tăiat pe alese, numai bușteanul gros, nu au curățat parchetele, toate cioatele sunt necoșite, au tăiat numai arbori de dimensiuni foarte mari. Asta este jaful făcut de Gerald Schweighofer. Aceasta este răzbunarea târzie a lui Gheorghe Deaconeasa, fost șef al ocolului Silvic Voineasa, unul dintre cei 1000 de parteneri români ai Schweighofer și unicul om care se află în acest moment la închisoare din cauza businessului ilegal cu păduri. Când a simțit că se strânge lațul în jurul lui, Deaconeasa a încercat să demonstreze lumii că vina nu e doar la el, că austriecii nu sunt chiar atât de curați cum pretind și că, dacă știi unde să cauți, ilegalitățile se văd cu ochiul liber. Cei cu experiență pot să-și dea seama că au ales numai lemnul bun, lemnul de calitate superioară și că au tăiat aici cantități nemăsurabile pe care au refuzat să dea note de recepție, au refuzat să curețe parchetele. Uitați ce a rămas după ei. Înregistrarea nu i-a folosit la nimic. În urmă cu 4 luni, Gheorghe Deaconeasa a fost condamnat la 8 ani de închisoare, în timp ce pe austriecii de la Holz Industries nu i-a deranjat nimeni. Cazul Deaconeasa devine însă foarte important, mai întâi pentru că arată la ce dimensiuni sunt uneori afacerile românilor cu Schweighofer. La un moment dat, IGPR-ul solicită de la Sebeș toate actele din contabilitate, toate actele care au însoțit masa lemnoasă, livrate de firmele lui Gheorghe Deaconeasa către fabrica de la Sebeș. Iar răspunsul fabricii lui Schweighofer este halucinant. Spun așa, nu putem să vă înaintăm actele contabile care privesc relația comercială cu firmele precizate de voi, întrucât volumul este atât de mare încât am blocat activitatea contabilă a companiei Schweighofer. În al doilea rând, Gheorghe Deaconeasa e primul om de casă al Schweighofer care vorbește deschis despre modul în care se desfășoară businessul ilegal din Munții României. Cum i-ați cunoscut prima dată? Pe Schweighofer în 2002. 2001-2002. Eram șef ocol, atunci s-a făcut o întâlnire cu directorul Regiei Naționale de atunci, cu mai mulți șefi de ocoale din zona asta, cu Hunedoara, cu Sebeșu, cu mai mulți. Ne-am cunoscut în Obârșalutule. Deci la vremea aia nu era omul care apare acum, magnatul. Deci atunci era un om care a investit în România, a făcut o fabrică.
Extraordinarele aventuri ale Holz Industry în România și ascensiunea lui Gerald Schweighofer de la proprietar de fabrică la patron de imperiu încep în 2003, când compania primește pe tavă de la guvern toate pădurile de rășinoase ale țării. Semnează mai întâi contracte cu Rom Silva, apoi cu ocoalele private, ajungând ca în 2015 să dețină monopol pe piață. Aruncând cu bani în stânga și în dreapta, acuză de aconeasa, austriecii reușesc să găsească peste tot români dispuși să închidă ochii și să taie mult peste ceea ce permite legea pentru a satisface nevoia de lemn a companiei. Veneau cu oferte. Ce, domne, ce pădure ai acolo? Ce posibilitate? În 10 ani erau poate 5.000 de metri cubi, da? Bun. Și dacă noi aranjăm să luăm ăștia 5.000 în primul an, vindem 5.000 în primul an. Aranjați și faceți. Totul mergea pe aranjamente. Banii cum se făceau? Plăteau odată masa lemnoasă pe picior la proprietar. Obștea X, da? După ce plăteau ăsta, găseau firma care exploata. Aceste firme primau în secunda 2 500.000, 600.000, 700.000, 1 milion de euro. Acesta, recunoaște de aconeasa, a fost și cazul lui. În 2005, pentru 400.000 de euro, le-a făcut austriecilor rost de o bucată de pădure în munții Lotrului. A tăiat-o ilegal și a trimis lemnul direct la fabrica Holz Industry de la Sebeș. Mai mult, totul ar fi fost livrat cu documente false, despre care, susține de aconeasa, șefii de la Schweighofer nu numai că ar fi știut, dar le-ar fi și acoperit. Dacă intrau trei mașini pe un singur aviz, cei de la Holz nu își dădeau seama că au un surplus de materie? Surplusul se astupa Holzul, omul lui Gerald Schweighofer, nu știu care era pe fabrică. Suna la băieții din zona Covazna, Harghita, că acolo se fac șmecherile. Băieți, am 3-400 de metri cubi în plus. Se făceau avize. În plus, spune fostul șef de ocol, în fiecare zonă ar exista polițiști care, ciudat, întorc ochii atunci când văd șirul de camioane cu buștean îndreptându-se spre fabricile Schweighofer. O coloană de 10 mașini, de 400 de metri cub, să treacă 10 mașini pentru 3 puncte de control și tu să nu verifici, să vezi, bă, stai, oprește, stai să vedem avize. Când Gheorghe de Aconeasa a terminat cu bucata de pădure din munții Lotrului, în urmă a rămas prăpăd. Oficial, între 2005 și 2012, numai de Aconeasa le-a livrat austriecilor peste 800 de camioane de lemn, parțial tăiat ilegal. Neoficial, cantitatea ar fi aproape dublă. Dar, din birourile șefilor Holz Industry, nu se zărește niciun munte golit, niciun lemn tăiat ilegal, nicio așchie fără documente intrată în fabrica de la Sebeș. Și, cum am spus, în mod ciudat, compania austriacă n-a fost deranjată de nimeni, nici în acest dosar, nici în altele. În relația cu noi, acești furnizori nu știm să fie încălcat legea, pentru că relația noastră cu ei este prin contracte. Noi nu am fost citați în niciun fel, nici ca martori, nici ca păgubiți, în niciun fel. Adică dumneavoastră știați ce fel de afaceri duc acești oameni și compania a continuat să facă afaceri cu ei. Avem nenumărate solicitări de la diverse organe ca să punem documente la dispoziție și facem acest lucru. Dar asta nu înseamnă că noi suntem vizați ca și cumpărători de rea credință sau ca și în vreo situație în relațiile acestea. No, dumneavoastră nu mai finanțați. Dar nu-i finanțăm pentru activități legale. Și totuși afirmația nu e chiar adevărată. Deși Gheorghe de Aconeasa era cercetat încă din 2009 pentru tăieri ilegale, austriecii au continuat să-i ofere contracte pentru achiziționarea de lemn până în 2012. Ba chiar i-au și primit buștenii, aceiași despre care procurorii susțin că ar fi fost tăiați fără documente. Mai mult, într-o filmare cu camera ascunsă, magnatul Gerald Schweighofer recunoaște că le-a mai scăpat câte un contract către firme suspectate de ilegalități. Down payment when we came to Romania at this time, we made for many, many different things down payment. But you know, no trucks here. Nobody had money, eh? Yes. So only to get to come to this point, we financed a lot. We lost a lot of money. But we, of course, and he was, I have to complain to the Carl Smith. He was maybe also too blind or I don't know, but and have given people money and we lost money. Without to check it before. Of course, this was our mistake. We were maybe also too blind and too things. But I have to say now,
course we trust our people, but there was a lot of people who also maybe was not the time was maybe not right at this time to change something, and then we trusted also and take everything too. Cu toate plasele pe care le-ar fi luat și de care se plânge, patronul Holz Industrie Schweighofer a continuat să-și sporească averea de pe urma pădurilor noastre, pe unele exploatându-le, pe altele cumpărându-le. În ultimii 10 ani, cu sfaturi și rapoarte de la avocați din firme internaționale, patronul austriac a devenit unul dintre cei mai mari proprietari de păduri din România. Are 14.000 de hectare de teren forestier, o suprafață uriașă, dar cu probleme, spun cei care i-au urmărit achizițiile. Pe de o parte, în ea intră și trei munți pe care Schweighofer i-a cumpărat de la Gheorghe de Aconeasa și care fuseseră retrocedați ilegal, a dovedit-o justiția. Pe de altă parte, ar mai fi și câteva mii de hectare luate de austriac de la asociații istorice de proprietari, obști și composesorate, ceea ce e cam interzis de lege. Asta însă nu i-a deranjat nici pe notarii care au parafat documentele, nici pe oficialii români care i-au recunoscut lui Schweighofer dreptul de proprietate. Întrebarea a fost clară. Bun, de ce ați intrat și ați cumpărat proprietăți ale comunităților istorice de proprietari? Obști de moșneni composesorate, pentru că legea prevedea că nu se pot înstrăina. Gheorghe Schweighofer s-a făcut că nu știe, a dat niște telefoane. Mă rog, până la urmă n-au avut o justificare, decât că avocații au spus că e în regulă. We have two lawyers, they check all the legal things and say, this is we can buy it. So the first is I go against them. They say they cannot recommend me and we paid a lot of money for due diligence to say, is it right, is it the document, everything. And they said, and every forest we were checking, two times with lawyers, they have to say a report, and then the report was okay, so we said yes, we will buy it. Directorul Holz Industrie Schweighofer România neagă și el orice ilegalitate în tranzacțiile cu păduri și aruncă vina în curtea avocaților care i-au sfătuit să cumpere proprietățile. Pentru fiecare caz, dacă aceste contracte de vânzare-cumpărare au fost ilegale, ele ar fi fost lovite de nulitate. Noi suntem proprietarii acestor suprafețe de teren în condițiile legii. Domnule, în condițiile legii, legea nu permite această vânzare. Ele nu sunt contestate în acest moment. Ele nu sunt contestate și nu există niciun caz. Și dumneavoastră nu aveți o problemă cu chestia asta. Dar dacă ele sunt, dacă noi am respectat legea la achiziția lor, nu să spuneți că este o lege, sunt specialiști care spun că tranzacția a fost legală. Procurorii români îl contrazic însă. În 2015 au întocmit un raport care arată că toate pădurile cumpărate de austrieci de la obștile din Argeș, Hunedoara, Harghita și Prahova au fost achiziționate ilegal și, prin urmare, tranzacțiile sunt nule. Dar nu se poate face nimic până nu se găsește un oficial român care să aibă curajul să-i dea în judecată pe austrieci. De ce nu a făcut nimeni chestia asta până acum? Eu am impresia că le e frică de compania asta, pentru că au văzut că se bucură de protecție la nivel înalt. Și atunci un procuror, un prefect, un director de direcție silvică, un director din Ministerul de Finanțe, nimeni nu-și asumă responsabilitatea asta și nici nu au curajul necesar. Statul român nu e în stare să-și apere proprietățile sale prin niște litigi eficiente în urma cărora să readucă în patrimoniul statului terenul forestiere care au făcut obiectul unor infracțiuni, unor grupuri de crimă organizată. Peste ani s-a vorbit mult despre grupările de crimă organizată care au acaparat rețeaua de furnizori a companiei Holz Industrie Schweighofer. Chiar și inspectorii de mediu care au verificat anul trecut fabricile de la Sebeș și Rădăuți au găsit nereguli. Doar că acela a fost primul control făcut în curtea austriecilor în ultimii 10 ani. După câteva luni de investigații, inspectorii din teritoriu au ajuns la concluzia că exista o filieră care spăla lemn. Cu alte cuvinte, transforma lemnul ilegal, care intra în fabrica Holz, în lemn legal. Și din grupul ăsta, se pare că ar face parte oameni din ocoale silvice, agenți economici parteneri, și oficial din compania austriacă și reprezentanți în teritoriu a companiei. Și nu numai ei, ne spune un personaj care a făcut ani buni parte din această rețea. Îmi pare rău că am lucrat cu ei, dar acum n-am ce face. Ei au lucrat politic, au venit cu bani puțin și acum au bani mulți. Nu zic, am popat toți de pe urmă ăsta de la Holz, dar la un moment dat s-o sări calumă și am spus că treaba nu o să fie bună. Toată lumea au venit când au fost vorba de împărțit. Când se trag punoasele, au fugit toți. Păi stai mă, nesimțitule. Dar tu, pădurar, nu știai ce se întâmplă, tu, șef de ocol, și tot așa mai sus, până la austrieci. Oricum trebuia să bubuie odată și odată.
Lucrurile nu pot să rămână așa. O să-l numim Claudiu. Nu-i putem dezvălui identitatea pentru că se teme de represalii împotriva lui și a familiei. Dar, după 8 ani de afaceri cu Holz Industrie Schweighofer, a hotărât că e de ajuns. Trebuie să vorbească, să spună tuturor cum se fac profiturile de milioane de euro și cum s-a clădit un imperiu din munții noștri. Pe scurt, prin furt și lemn exploatat ilegal, spune Claudiu. Și, precizează, cine își face iluzii că, fără de legile, au încetat, se înșeală. Ele continuă chiar și acum, în timp ce noi vorbim. Să fură în continuare, nu s-a schimbat nimic sau aproape nimic. Că eu, acum ceva timp, am avut partidă de 900 de metri cub și am livrat 1500. Și lemnul s-a dus la ei la fabrică și ei m-au plătit că mi-a ocupat lemnul. Păi și pe drum, dacă te oprea cineva? Nu avea nicio treabă, nu au posibilitate să mă soare în drum. Păi uite, de la 41 la 55 erau 14 metri cub care nu aveau proveniență legală. Fizic, lemnul exista, pe hârtie însă nu. Dar exista și ei îmi plăteau și transportul, tot, pentru 55 de metri cub îmi plăteau. Deci ei vă încurajau să faceți schema asta? Nu că mă încurajau, mă obligau să fac chestia asta. Cu alte cuvinte, austriecii ar fi acceptat lemn ilegal știind că e lemn ilegal. Metode de albire, spune Claudiu, sunt multe. Scăderea în acte a calității lemnului, mărirea facturilor de transport sau folosirea de avize false care să ateste că buștenii provin din alte zone ale țării de unde ar fi fost recoltați legal. Așa ar fi intrat în fabricile Holz Industrie munți întregi, iar românii care aveau business-uri colaterale au fost părtași la furt, unii de bunăvoie, alții siliți de împrejurări. Au venit la agenții economici și au spus așa: vei să-ți dau de lucru, tu firmă română? Te angajezi și la noi. Ei au încercat să facă între ei cât mai puțin și să pună în groapă românii. Pe multe companii și oameni care au fost angajați la firma lor, austriecii au făcut mulți bani. Cât de mulți e greu de spus, dar poate fi estimat. Doar la controlul de acum 2 ani, de la Sebeș, s-a găsit în acte urma a 160.000 de metri cubi de lemn de proveniență ilegală, adică vreo 6 blocuri turn. Inspectorii de mediu susțin că bușteanul provenea din munții Maramureșului, odinioară una dintre cele mai bogat împădurite zone ale României. Azi, priveliștea care te întâmpină îți strânge inima. Culmile rase poartă ca niște răni urmele utilajelor grele care au târât peste ani păduri falnice, frumoase, vitale. Și fiecare copac căzut a umplut cu încă puțin buzunarele băieților deștepți, care își trăiesc liniștiți, nederanjați, netulburați de remușcări, viața de lux. 160.000 de metri cub să pui în vânzare fără niciun act e o cantitate imensă. Și asta e doar ce s-a reușit să fie descoperit, pentru că multe alte documente nu au fost predate, deși au fost cerute în timpul investigației. Cei 160.000 de metri cubi furați din munții Maramureșului au fost transformați în cherestea. Cheresteaua a fost vândută în țară și pe la străini. Niște conturi austriece s-au rotunjit cu câteva milioane de euro, iar din aceste conturi s-au hrănit mulți români care și-au jefuit propria țară ca să poată primi bonusul substanțial oferit de companie. Dacă aduci 250 de cubi, îți dăm 10 lei. Dacă aduci 500, îți mai dăm 5 lei. La 3 luni, cumulăm cei 5 lei cu 8 lei, era o afacere bună, ca să nu mai spun că ofera bonusuri pentru proprietarii de pădure, să fie siguri că și ei vând tot la ei. De pe urma sistemului ăsta cu bonusuri a nebunit lumea și s-au tăiat pădurile care cum a vrut. La TV l-am văzut pe director că a spus că nu știa ce se întâmplă în păduri. Cum să nu știm, mă, mincinosule? În birourile Holz Industrie Schweighofer însă, aceste bonusuri înseamnă doar o recompensă pentru performanță, în niciun caz încurajarea ilegalităților, ne-o spune directorul român al companiei. Lemnul este adus numai cu documente și pe baza documentelor de punere în valoare și pe baza verificărilor care le putem face și noi, și furnizorii, și organele de control. Nu putem cumpăra de la un furnizor care a cumpărat 1000 de metri de lemn în pădure, să cumpărăm 1500. Chiar dacă îi putem. Nu putem, pentru că dacă el face acest lucru, noi putem verifica oricând că această cantitate este mai mare decât lemnul pe care l-a avut la licitație și putem automat fie să sesizăm noi organele, fie că să oprim colaborarea în momentul în care sesizăm. Ați sesizat vreodată organele pentru chestiunea asta? Ele se văd, documentele astea se văd. Sigur, nu, domnule că director, da. V-am întrebat dacă ați sesizat. Sunt situații pe care nu vi le pot... Nu am un răspuns acum, dar sunt lucruri care se văd pe hârtie și oprim această colaborare în clipa în care ceva nu este în regulă.
Claudiu spune însă că până acum 2 ani el n-a auzit de vreun control, intern sau extern, făcut în fabricile Schweighofer și crede că afacerile murdare, bazate pe o lăcomie care depășește orice închipuire, nu vor putea fi oprite decât în ziua în care vor fi reținuți și pedepsiți capii marilor rețele, nu hoții de ocazie care mai ies din pădure cu o căruță de lemne pentru sobă. Uite-te la Carl Schmidt, o păzi ceva? El e cel care a pus bazele aici. El ținea relație pe tot segmentul lor. Peste tot era liniște. Pe când mergea la București, peste tot îi se deschideau toate ușile. Într-adevăr, după scandalul de anul trecut, când a fost filmat în timp ce negocia lemn tăiat ilegal, fostul director Carl Schmidt a părăsit și compania Schweighofer și România. Dar schimbările s-au oprit aici. Ușile oficialilor români din diferite instituții ale statului au continuat să fie deschise, susține un om de afaceri care a simțit pe propria piele ce înseamnă forța acestei companii. A încercat să-și facă loc la el în țară pe piața de prelucrare a lemnului, dar a ajuns să fie alungat și umilit. Noi mergem pe lege și ei merg pe pile politice. Au susținerea lor, nu știu că dracu au, dar sigur au. Și ne lucrează de nu ne vedem și ne scot de licitație sau ne spun acolo, vezi, nu te băga. Pui capul jos? Îl pui. Au fost firme care s-au dus cu jalba în proțap la ei. Domnule, sunt o firmă mică românească, nu-ți fac concurență. Uite, atât am trebuit și mie ca să supraviețuiesc. Restul poți să-l iei tu cât vrei. Așa am ajuns în țara asta să ne rugăm de ei? Ești cu ei bine, nu te fac praf la licitații. Timp de câteva luni a încercat să facă legal o afacere cu cherestea, dar după ce a pierdut licitație după licitație, a înțeles că nu va reuși niciodată. Și a ajuns și el la concluzia că între cinste și supraviețuire va trebui să o aleagă pe a doua. Așa că a căzut la înțelegere cu una dintre filierele care livrează lemn la austrieci. Am dat ceva leușilor ca un fel de taxă de protecție. Le-am dat de unde am putut, strângând din dinți am dat, ca să mă lase în pace. Că altfel mă călcau în picioare, au susținere mare. Chiar dacă s-a modificat codul Silviu și noua lege, încă mai fac prostii. Știu oameni care au primit controle de la ANAF pentru că au deranjat. Dumneata, înțelegi? Probleme și controle comandate ale ANAF a avut și omul de afaceri Emiliu Gan, a cărui familie deține o importantă fabrică de prelucrare a lemnului lângă Bistrița. S-a întâmplat, spune el, după ce a susținut deschis noul cod silvic și înăsprirea pedepselor pentru tăierile ilegale. Am avut un control în care tema a fost clară, desființarea firmei, închiderea activității. Am fost verificați și răzverificați și nu oricum. E foarte exigent și în repetate rânduri. Am fost și sunt susținătorul programului SUMAL cu training-ul, due diligence, pentru unii poate am deranjat. Dar nu-mi pare rău ce am susținut, am niște principii de la care nu abdic. Doar că aceste principii îl adâncesc într-un conflict care arde mocnit și care riscă să-l mistuie în orice moment. Domnul Andrei, nu mă expuneți tare că dumneavoastră vă duceți și eu rămâne. Și forțe puternici în țara asta care nu-i vorba de mine, că eu sunt produs până la urmă expirat, deși nu mă las așa ușor. Dar e vorba de sutele de oameni care sunt în spatele meu. Pentru ei lupt. Presiunile astea care au fost făcute pe dumneavoastră au nume sau sunt doar niște instituții? Sunt instituții și în spațiile lor sunt interese și nume. Ce fel de interese? Care ne-au adus în situația în care sunt. Le știți dumneavoastră. Români? Români vânduți, trădători, fără niciun fel de principiu, nu interesează de țară, de glie, de oameni, de sate, de ce se întâmplă. De asta îl doare sufletul acum, că el a încercat din răsputeri să facă lucruri bune pentru familie, pentru țară, pentru comunitatea în care trăiește. În fabrica lui, deschisă acum 26 de ani, lucrează 800 de oameni, toți de-ai locului. Și n-ai să întâlnești unul care să spună o vorbă rea despre Emiliu Gan, pentru că el nu numai că dă de lucru comunității, dar mai are și grijă de localitate fără să-i o ceară nimeni. An de an curăță văile și albiile râurilor de uscături pe care le arde ca să ofere gratuit căldură blocurilor ANL, policlinicii și școlii din comună. Dar
având în față colosul tot mai puternic al austriecilor, îi vine din ce în ce mai greu să supraviețuiască și se simte singur în tot chinul lui de a salva o zonă și o țară în care ar vrea să-i crească și nepoții și copiii nepoților lui. Sunt dezamăgit din naivitatea și ușurința cu care ne-am înstrăinat resursele. Prin 2002 a apărut prima fabrică a Schweighoferului. Numai că, odată cu punerea în funcțiune a primei fabrici, a apărut și contractul pe termen lung. Dintotdeauna noi am fost tratați ca oameni de mâna a doua. Întâi ei își alegea din liste ce vor și ce rămânea ne licitam noi. Și după ce s-a înființat prima fabrică? Dacă se mulțumea cu o fabrică sau cel mult două, să fi lăsat și la români cât de cât o bucată din resursă să putem supraviețui. Nu s-au mulțumit, au vrut să aibă cam prea mult, să aibă totul. Și chiar au tot. Monopol pe piața de rășinoase a țării. În jurul fabricilor Schweighofer, tot ce-i românesc moare. Dar austriecii continuă să nege că ar avea vreo vină și se laudă că n-au făcut decât un business bun și pentru ei și pentru România. Ce a avut de câștigat România după 13 ani de colț industriei Schweighofer? Nu cred că au avut mare câștig. Dar pierdere avem suficient de mare care să ne îngrijoreze, să ne dea un semnal, măcar de aici încolo, să fim mai atenți la ceea ce facem cu resursele din România. Trebuie să fim conștienți de un lucru. Nu austriecii au tăiat pădurile. Au tăiat România noștri. Susținuți, tolerați, întreținuți de autoritățile române. Stat care nu și-a înțeles menirea. Funcțiile statului au un rol, trebuie să vizeze interesul național. Unde e interesul național în tot acest lucru? Nu-l văd nicăieri în cel mai multe locuri. Decât o lozincă, nici lozincile nu le mai știm rosti cum trebuie, nu că să le trăim. Trebuie să vrem să facem ordine și să poate face ordine. Exact asta încearcă să facă acum, în felul lor, ucrainenii. Ordine. Și în sistem, și în bucata lor de Carpați, pe care, acum 6 ani, a pus ochii și mâinile, evident, compania austriacă Holz Industrie Schweighofer. În primăvara acestui an, chiar în perioada în care țara ne era răvășită de inundații, iar victimele dădeau vina pe defrișări, pe rețelele de socializare a început să se rostogolească o imagine care a crescut pulsul românilor. Surprinsă din satelit, se vedea acolo diferența dintre carpații noștri și carpații lor. Unii goigoluți, ceilalți plinuți. Am trecut și noi granița în Ucraina să vedem minunea, dar n-a trebuit să ne avântăm prea mult ca să constatăm că fotografia arăta doar o bucată de adevăr, iar problemele de la noi erau replicate la ei. Gore остались лысые. Из-за этого наводнения, из-за этого здесь катаклизмы, припад температур. На этой территории повырезали лес. А здесь же косули, кабаны же. Не надо охотиться, просто уничтожили территорию, где они обитают. Сейчас будет видна картинка. Это, я думаю, минимум 30% уже выкосили. Dar amploarea dezastrului se modifică pe măsură ce tabloul se completează, iar activistul Nicolai descoperă odată cu noi că realitatea e chiar mai cruntă decât credea. Oh, mamă, rodă, смотрите, здесь что творится. Отсюда оно ж не видно, вот смотрите, о, все нормально. Когда смотрите сверху, там просто взяли так все, что могли, вырезали. Asta e haos, это вот тает маймулка об 10% aici. E vina lor, se enervează Nicolai, a liderilor ucraineni care au pactizat cu dușmanii pădurilor. Масовых вот таких вырубок еще лет 10 не было. Это сейчас вот начали темп, как появился Schweighofer. Și de atunci, an de an, din Ucraina au dispărut câte 1 milion de metri cubi de lemn. Adică s-a defrișat echivalentul a 5-6 mii de terenuri de fotbal. Secolii dut în români. Mai precis, la fabrica Schweighofer de la Rădăuți. Și astfel, soarta Ucrainei a urmat-o, pas cu pas, pe cea a României. Țara a rămas fără pădure, întreprinderile fără materie primă, iar localnicii cu aerul și locurile de muncă rarefiate. Eu nu știu, se gândesc pe asta. Mai mulți bani, mai mulți bani.
Deși rămâne, pădurea asta trebuie așteptat că să fie nouă 100 de ani, deși face copii. Kievului însă, ca și Bucureștiului, puțin îi pasă. Business cu austriecii fac reprezentanții poporului ca să câștige reprezentanții, nu și poporul. Și tot ca în România, se fură ca în Codru. Cam jumătate din ce se taie e ilegal, spune Nicolae. Se vede după lipsa marcajelor. Este, nu are. Deci ăsta e furat. Ce aici nimica? Ce aici nimica? Nici aici? Și asta? Opa! Nu, nu avem. Și asta? Uitați, eu arăt cum trebuie să și aici, dacă o pus tâmpel, asta e legal. Dar uitați, micuț, o pus. Cel mai mare, nu o pus. Такой дубик будет стоить кубик $200, это в лесу. А так, если порезать на доски, это уже $350-400 за куб. Вот этот дуб, минимум где-то 1.5 куба. Это большие деньги, потому что здесь махинации на большом уровне. Exact ca la noi. Versanți întregi au fost rași în Carpații ucraineni, începând de la granița cu România și până departe. Cât de departe, n-a calculat nimeni. Dar măcar ei au avut o scuză. Războiul. În urmă cu aproape 3 ani, în Ucraina izbucnea revoluția împotriva puterii pro-ruse. În luptele de la Kiev, Mihailo Gavriliuc a condus batalionul războinicilor kazaci din Bucovina și, după un incident sângeros, a devenit o legendă. Imaginile cu el, prins, torturat și umilit de trupele speciale, au făcut în conjurul lumii. Взяли, побили, покатували козака, роздягнули на морозі, от, відрубали йому чуба. Câteva luni mai târziu, Crimeea era anexată de ruși, iar în estul țării începea războiul. Mihailo pleca pe front, avându-l alături ca tovarăș de arme pe Serghei, zis Cosmos, un kazac cu sânge românesc, care spune despre el că e greu de ucis. O fiecare lui i-a scris când el are șmar, că mai degrab decât ai de murit, noi murim. Tu crezi în asta? Eu știu de asta, am fost pe acolo și eu din 14 luni, nici o zgârietură n-am. Ce simbolizează șuvița asta de cazac? Fiecare centimetru, 10 oameni uciși. Dar în timp ce atenția tuturor era concentrată pe zona de conflict, restul teritoriului devenea o pradă ușoară pentru diverse interese străine. Aceea a fost perioada în care exportul de lemn ucrainean s-a triplat, ajungând la o cifră record. 3,5 milioane de metri cubi într-un an, valorând $262 de milioane. Iar cea mai mare parte din acest lemn a intrat în România. Când s-au întors de la război, Mihailo și cazacii lui au fost primii care au înțeles că, în lipsa lor, cineva scosese la vânzare interesul național. Хто на цьому заробляє статки, а хто воює, умирає і кров проливає. Они пришли сейчас вот на крови людей, больше не воровать, они не знают, будут они сегодня, завтра, не будут. Народ их свергнет, Путин будет наступать за своими войсками. Așa că luptătorii ucraineni au trecut imediat la măsuri. Prima a fost pașnică, o campanie media extrem de puternică pentru a arăta cât de mult îi doare ceea ce se întâmplă în țara lor. Mihailo Gavriliuc a fost desemnat imaginea campaniei. Я на стороні держави, я на стороні українського народу. Ані, щоб двоє-троє людей збагачувалися, розкрадали нашу державу, а всі останні люди на це дивилися і бідно жили, думаючи, що вони будуть завтра робити. Mesajele patriotice au prins rapid rădăcini și sentimentul de revoltă s-a extins. Kazacii au strâns adepți și i-au antrenat, pregătindu-se inclusiv pentru acțiuni în forță, în cazul în care puterea continua să-și vadă de propriile interese și de conturile umflate. Iar puterea exact asta a făcut. De la liderii mici până la liderii mari, nimeni nu părea să înțeleagă mesajul. Așa s-a ajuns la gesturi extreme, la limita legii.
i-au aruncat în tomberoane pe toți funcționarii pe care i-au considerat corupți și vânduți intereselor străine. Și după ce au terminat cu ei, au blocat calea ferată din regiunea Cernăuți pentru ca niciun vagon cu lemn ucrainean să nu mai părăsească țara. Я був відповідальним за цю акцію, що ми перекрили це все-таки таможня, дорога найде на воду Сирета, на практично вже виїзд на Румунію. Дзвінки мені поступали з Києва і угрози. Я думав, що мені дадуть років 15, напевно, от, після цієї ситуації. Abia atunci, liderii din Bucovina au înțeles că nu e de glumă și le-au dat activiștilor dreptul de a face controle în păduri și în industria forestieră. Cazacii au adunat probe ca să demonstreze infracțiunile statului și prima lor sursă a fost Grigore, un om care trăise mult și bine din gaterul lui, până când compania Schweighofer i-a făcut și lui ce le-a făcut moților din Apuseni. Satul nostru a rămas fără de lucru. La noi satul a fost 8 kilorem, rămas numai cât două ca e mai lucrează. Și tot ca românilor de peste munte, îi crește tensiunea când vede cum îi trec prin fața porții în fiecare zi șiruri de camioane pline ochi cu lemn neprocesat. În final, profitând de faptul că locuiește chiar la buza pădurii, și-a instalat o cameră de supraveghere ca să strângă dovezi despre transporturi ilegale. Mie filmează drumul ăsta de aici, de acolo și până aici. În fiecare seară, la 6, se așează în fața monitoarelor. Știe că orice buștean care iese din pădure după această oră a fost tăiat ilegal, pentru că nu mai are cine să-i pună chipul cerut de lege, iar bariera de la liziera pădurii trebuie să fie închisă. Așa stă, noapte de noapte, și cum apare ceva, îi anunță pe cazaci. Arhiva sa cu dovezi e impresionantă. A surprins nu numai amploarea fenomenului, ci și legăturile strânse dintre hoți, pădurari și milițieni, care îi avertizează pe șoferii de camion că Grigore are cameră. Când trecea lisovozul cu pădurii, îi puneau înghesau văzut. Acopereau cu ceva, nu? Și pe urmă, când n-am fost tot acasă, n-a fost neruptă. Mai târziu, hoții i-au incendiat și mașina. Dar Grigore nu se lasă intimidat. El își face datoria, îi cheamă pe cazaci și împreună trec la acțiune. Perfect legal, pentru că statul le-a dat voie să controleze. Urmăresc camioanele cu lemn suspect, le opresc, cer documentele și iau la rost pe șoferi. Se duc în pădure, după sunetul drujbei. Чути здалека, рубають ліс, дивіться, що вони творять. Всі втікли. До одного. Якби були в них документи цей ліс різати, вони б не тікали, правда? Хлопці, виходьте, не бійте, виходьте! 10 хвилин назад були люди, які це все робили. Костер, дим іде, дивіться. Бачите? Ну, все видно, що цей трактор тільки що тягнув десь в болоті, швидко втік на ходу. Це все уніштожили за 2 місяці. Îi confruntă pe hoți, le iau datele personale și numerele de la mașini și le fac plângere penală. Ce ți-a zărucă? Я не знаю, що за рука це. Не знаєш, що це за рука? Ні, от це очистку діли. Подивись на пні. І подивись, які п'ятно виробили. Ці пеньки, це хворі дерева? Не знаю точно. Не можу сказати точно. Ну ти згоден за мною, що це не слабі дерева, що це іменно вирубки? Згоден? Ну, що зелений, то да. Ти не працюєш десь? Nigdy tak. Intră în pădure, verifică loturile și strâng dovezi despre crima comisă. В першу чергу вивозиться карпатський кедр, червоне дерево, червоні кнезі. Дійсно, щоб сталінні повадно було. Да, пеньок солідний. Солідне дерево було. Злодії, які працюють при державних органах влади сьогодні, мають оберігати наш ліс. Вони знищили цінне дерево, яке не підлягає взагалі зрубу. Тут да, це десяток зрубаних пнів, замаскованих під гілками. Periodic se duc peste autoritățile locale ca să le tragă la răspundere, iar ele dau din colț în colț. Я тут пояснюю те, що пеньок, який ми фіксуємо, він без кліма. Якщо то на суцільній рубці, він... А ви знаєте, що стоїть у вас там, іде санітарна рубка, а дерева сухі стоять поруч, а дерево зрізане. Це є дерево, яке сьогодні взагалі не повинно рубати. По-перше, я не маю права вам не вірити. Dar cele mai mari acțiuni le au în vamă, unde stau șiruri nesfârșite de vagoane pline cu lemn ce urmează să treacă granița spre România.
se duc la fabrica Schweighofer din Rădăuți, susțin cazacii. S-a șipa, șipa, основная масса без чипа. Значит, да, вот один чип вижу. Au găsit cantități uriașe de bușteni nemarcați, dar și metodele prin care se fură lemnul ucrainean cu complicitatea autorităților. Oilies, размешан с дровами. А есть такие вагоны, что я просто вот туда уже залазил вниз, один смотрел туда. Нет ни одного чипа. Нет одного. Ну, если это дрова, а бука такие, и кажется, это дрова. Ну, має бути чип, а там немає чипа. Чипом чи не чипом, тут питання немає. Autoritățile vamale sunt obligate totuși să le pună documentele la dispoziție. În ele, spun cazacii, au descoperit, stupefiați, cum minte statul ucrainean ca să-i facă o favoare companiei austriece. Lemnul bun le cumpăr ca lemnul rău. În documentele le cumpăr ca lemnul de foc, dar pe seama este lemnul bun. Вот вагон, который там находится, вот с горочкой. Это значит сырьевина технично, мусор у нас практически. Și la ei, ca și în România însă, legea nu e pentru toată lumea. Cu toate dovezile adunate, cei implicați în jaful din păduri scapă basma curată, pentru că își plătesc unde trebuie taxa de protecție. Bani grei, spun cazacii. Mafia lemnului are de unde. Se vede bine în cartierul de lux din Cernăuți, în care locuiesc toți administratorii pădurilor de stat. В тому напрямку. Це один лісник, має пару будівель. От раз дом, другий дом, третій дом і четвертий там в тих кущах. Це його? Це все його. Будиночки, озеро, десь так на 500 буде. Да. Доларів. Крім цього, ще є декілька машин. BMW X5, Toyota RAV, Suzuki Jimny взяли. Є два кадіка. $200 місяць. При цьому, що жінка, діти, ніхто нічого не робить. Сидять вдома. Și asta e doar la Cernăuți, spun activiștii. Lanțul corupției se întinde însă până la Kiev. S-a văzut asta când Ministerul Mediului s-a făcut că dă curs plângerilor primite. A trimis niște inspectori în zonă care au mimat verificarea acuzațiilor și după 5 zile au venit cu verdictul. Недавно была комиссия, за 5 дней успела все наши леса Буковины проверить. Мы говорили, что в это время, за 5 дней можно только напиться в ресторане, что они и сделали. Даже мы узнали, в каком ресторане они там сидели. Așa stând lucrurile, se explică de ce, nu odată, tot ei, militanții, au tras ponoasele după ce i-au dat pe hoți în vileag. Много раз хотели меня подставить. Один из самых нелепых випадків, как говорится, когда меня хотели просто тупо посадить в тюрьму, это когда в парк, который у меня находился в Буринце, завезли вот такие пеньки, закопали, 7 штук было. Когда хватает 5 пеньков для того, чтобы посадить в тюрьму. И когда инспекция пришла, я говорю, это же не пеньки, это закопаны. Однажды попытались с пистолетом его, и меня избивали 3 часа. Біля під'їзда стояв хлопець, ну, такої кремезної статури, в капюшоні, і, ну, з усієї сили ударив мене оце в око. Ззаді набігли ще двоє, у них вже були в руках такі металеві палиці, і завдали мені ударів по голові. По дороге догоняет 8 человек, несколько выстрелов в упор, точнее 4 выстрела. И одна пуля попала в глаз. Его удалили, его нет. То, что сейчас, это временный протез. Și totuși, nimic nu i-a abătut pe acești oameni de la drumul lor. Ba chiar s-au îndârjit și înrăit. Тепер хочете, що ви зробили? На костя, цей патріот, який вийшли, потерти руки, обкашляти і далі це робити. Не дамо це робити, повірте. Чаша – це рано чи пізно вона переповняється, розумієте? І туди людям не лишається вибору, як брати в руки зброю і починати силою доказувати, що все-таки ми праві. Такого, як Майдану, не буде. Люди прийдуть і всіх винних поставлять до стіни і розстріляють. Так, як це було зроблено в Румунії. Гарний приклад, бо інакше не розуміють. Cam în acest stadiu i-a adus pe ucraineni jaful din bucata lor de Carpați. Iar aceștia sunt oameni care au reușit să aibă, cât de cât, un dialog cu autoritățile lor. În urma presiunilor făcute, cazacii au obținut recent adoptarea unei legi care interzice exportul de buștean. O primă victorie care ar putea duce la altele,
În schimb, noi românii, deși ne luptăm de atâția ani cu hoții de lemn, n-am reușit nici măcar să rănim superficial caracatița care ne distruge pădurile. Dimpotrivă, parcă ni se face în ciudă. După ancheta noastră de anul trecut, în care arătam legăturile de amiciție între directorul Schweighofer Carl Schmidt și consilierul Rom Silva Ciprian Pahonțu, acesta din urmă a fost promovat chiar la șefia Regiei Naționale a Pădurilor. Mai grav, activistul Agent Green, Gabriel Păun, care a strâns dovezi privind neregulile de la Schweighofer și care a și fost agresat la poarta fabricii din Sebeș, unde a ajuns urmărind un camion cu lemn ilegal, a dus toate probele sale la Ministerul Mediului, unde l-a așteptat o surpriză. M-am dus în două zile mai târziu la Ministerul Mediului în audiență la secretarul de stat pe păduri, doamna Erica Stanciu, și am povestit ce am descoperit în teren, știind că este în responsabilitatea Ministerului Mediului și a nimănui altcuiva. I-am arătat și niște filmări și reacția a fost: nu mă interesează, nu este treaba ministerului, avem alte treburi. Așa e, noi avem multe alte treburi și, dacă toți suntem atât de ocupați, vin alții să ne rezolve problemele. Acum câteva luni, un organism din Austria le-a suspendat celor de la Schweighofer un certificat care atesta pe plan internațional că societatea face în România business curat ca lacrima. Dacă în final se va ajunge și la retragerea definitivă a certificatului, efectul va fi ca de tsunami, spun activiștii. În momentul în care certificarea va fi retrasă, Holz Industries, Schweighofer și alte companii care operează în acest stil își vor pierde toți clienții. Acesta va fi un semnal în sfârșit puternic că felul în care decurg problemele cu terele ilegale în România nu mai poate continua în acest fel. Așa că toată speranța românilor stă, ironic, în austrieci. Și poate după ce rezolvă ei, vom vedea și noi, în sfârșit, magnații de rumeguș în spatele gratiilor.